Bun găsit din nou! Urmăriți emisiunea Reghin Exclusiv și urmează 15 minute extrem de interesante. Iată poziția în care ne aflăm, locul în care ne aflăm și invitatul nostru, o invitată, Florina Vultur. Îmi pare tare bine că ești alături de noi și ai acceptat să vorbești despre sport, despre basket și despre viața ta. Ești deja destul de cunoscută în cercul tău de prieteni, chiar și în oraș, pentru performanțele la care ai ajuns în echipa de U17 de basket. Haideți să începem de aici, de la prezent. Ce se întâmplă în acest moment cu echipa voastră? În ce etapă sunteți a campionatului? În primul rând, bună ziua și mulțumesc că m-ați invitat aici. În momentul actual suntem pe poziția a doua la turneu semifinal. Și urmează să mergem la turneul final care va avea loc în perioada 4-8 iunie la Brașov. Cum e? Cum te simți în această fază? Mă bucur foarte mult că am ajuns să participăm la turneul final și chiar dacă unii prieteni mă consideră o foarte bună jucătoare, fără echipa mea n-aș fi ajuns în punctul acesta. Vorbește-ne despre poziția în care joci. Eu joc pe extremă stângă, pe partea stângă a terenului și uneori joc și fundaș, adică coordonez echipa. Da, după cum te cunosc, cred că ai putea juca pe orice post. Da, am noroc că mama mea a făcut basket și cred că moștenesc unele elemente de la ea. Cum sunt celelalte echipe din campionat? Celelalte echipe pot spune că sunt puțin mai puternice, având de unde alege. Fiind orașele mult mai mari, au fete mult mai înalte, mai puternice, dar noi, antrenându-ne zi de zi, reușim să ajungem la nivelul lor, ba chiar să fim mult mai bune. Deci se poate spune că ați pornit din start cu un anumit dezavantaj, un anumit handicap sau dimpotrivă? Am ajuns, dar avem noroc că ne cunoaștem de 7-8 ani și lucrăm zi de zi împreună și ne cunoaștem pe teren. Care este echipa de care vă temeți cel mai tare? Nu pot să spun că ne temem de o echipă anume, deoarece cam toate suntem la aceeași valoare, dar parcă Brașov ar trebui să fie o echipă mai de temut, pentru că este la ei la casă și o să fie mult mai bine susținute. Cum e această colaborare, întâlnirea, relația cu echipele în afara terenului? Ați ajuns să vă cunoașteți între voi, fetele? Da, eu n-am foarte multe prietene din alte echipe, deoarece sunt componentă și la echipa națională și mă întâlnesc mult mai mult cu ele, ne antrenăm împreună și trebuie să ne înțelegem atât pe teren și cât și în afara terenului. Bun, și ce se întâmplă în momentul în care jucați unele împotriva celorlaltor? În timpul meciului suntem adversare, pur și simplu suntem echipa Reghinului contra echipa Brașovului, Alexandriei sau Ploieștiului, nu contează prietenile în momentul acela. Și totuși vă cunoașteți atât de bine încât probabil puteți anticipa unele mișcări în teren. Da, chiar putem. Și acum, înainte de turneul final, deja cu fetele ne făceam calcul cine ține pe cine, știm dezavantajele și avantajele unora din echipă. Cum a fost per total acest campionat până în această fază? Anul acesta am avut foarte puține meciuri, deoarece suntem la o categorie unde nu participă foarte multe echipe și pot să spun că mai mult ne-am antrenat decât să jucăm, dar anii trecuți, când am avut foarte multe meciuri, era mult mai obositor. Acum am putut să ne antrenăm mult mai bine. De ce nu mai există echipe la acest nivel, această categorie? Cred că cu trecerea anilor rămân doar valorile. Cele care sunt slabe pică și cele care sunt puternice rămân. Probabil că nici nu sunt jucătoare. E o vârstă la care îți încerci să-ți faci viața, să-ți stabilești prioritățile? Da, s-ar putea. De obicei, la vârstele mici, acolo unde sunt categoriile de 10-11 ani, sunt foarte multe echipe și pe la 16-17-18 ani, deja toți cad câte 2-3 echipe. Iată exemplul tău. Tu de ce nu ai renunțat în momentul în care ai ajuns în liceu? Pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Mă calmez în timpul jocului, nu știu, dacă sunt nervoasă sau ceva, vin la sală sau ies pe teren și pur și simplu mă relaxez total. Plus că e ca un fel de microb, deja nu mai poți scăpa de el? Da, exact, mai ales când vorbești cu multă lume din țară sau vezi o pereche de ghete sau efectiv, deja începi toată ziua să vorbești de basket.
Cum e basketul în comparație cu alte sporturi de echipă? Nu știu ce să spun. Mie una îmi place foarte mult să vin la antrenamente împreună cu fetele, adică să le văd toată ziua. Știu că am prieteni foarte bune aici și n-aș putea să mă înțeleg cu o altă fată care ar face alt sport, fiindcă nu m-ar înțelege la fel. Și cum privești alte sporturi, iată, fotbalul, de exemplu, se joacă fotbal și de către fete. În primul rând, mie nu-mi place deloc fotbalul, în schimb, îmi place foarte mult handbalul, voleiul și aș vrea să fac, dar fac așa, mă mai duc uneori la sală cu unii prieteni, dar basket fac de performanță. Acum ar fi interesant să ne spui de ce ai ales basket, să fie pentru că și mama ta a făcut basket de performanță sau? Da, mama mea m-a îndrumat. Prima dată când am mers la un antrenament, fetele nu pasau cu mine, ele deja aveau 2 ani în plus. Și în timpul antrenamentului m-am luat și am plecat acasă și la câteva luni mi-am dat seama că mie chiar îmi place basketul și ar trebui să-l practic și m-am întors. Foarte interesant. Da. Cum a fost acest început pentru tine? Nu știu, nu mă aduc aminte prea multe, dar știu că în primul an în care am ajuns acolo deja am ieșit campioane împreună cu fetele și mi-am reținut prima pereche de ghete. Așa, și o ții la loc de cinste pentru că înseamnă ceva, iar peste câțiva ani s-ar putea să însemne și mai mult. Te gândești în perspectivă să continui? Da, mi-aș dori să continui. Nu știu încă cum am să reușesc pentru că vreau să urmez o facultate foarte bună și o să am nevoie de mult timp să învăț, dar dacă îmi doresc o să reușesc să le fac pe amândouă. Până acum ai reușit? Cum ai reușit? Cu multă... nu știu. Îmi doresc mult să joc basket. Chiar mi se pare că mi se potrivește și nu pot să renunț așa ușor. Și cu învățătura cum e? Pot să spun că sunt la un profil bun. Mă descurc cu învățatul sau cel puțin încerc să am notele cât de cât. Dar niciodată nu am fost sub nota 6 sau să am probleme de corigență sau cea. Mă descurc. Să le spunem telespectatorilor și la ce liceu înveți, la ce profil? Sunt la Liceul Tehnologic Lucian Blaga și sunt la Filologie Engleză. Cum reacționează colegii tăi față de această activitate a ta în basketul? Mă susțin foarte mult deoarece în clasa mea mai am o colegă de basket și mai sunt unii care practică ciclismul sau tot felul de sporturi. Deci pot să zic că mă înțeleg cu ei foarte bine. Dar profesorii? Sunt ei înțelegători? Da, chiar mă bucur foarte mult. Vine câte un profesor la mine și mă mai întreabă ce ați făcut la meciul de săptămâna trecută sau ce urmează să avem în campionat, deci chiar ne susțin. Pentru că vorbim de profesori, haide să-i pomenim și pe profesorii de basket. Mă antrenez cu domnul Moldovan Răzvan, Voș Ioan și doamna Voș Georgeta. Ce reprezintă pentru tine acești oameni? Ei m-au ajutat să ajung unde sunt și fac parte din viața mea de la început. Pot să spun că lângă ei am crescut. Atunci când faci un sport de performanță, mi se pare că sunt foarte multe momente dificile. Chiar și în relațiile cu profesorii, cu colegii de echipă. Sunt multe momente tensionate. Cum treceți peste astea? Da, mai ales când avem un meci și suntem conduse, am unele colege care cad psihic și în momentul ăla ai și tu senzația că o să pierdeți, s-o termina, sunteți gata. Dar chiar, de exemplu, domnul antrenor Moldovan, Răzvan, în momentul acela ne-a ajutat, haideți fetelor, știu că puteți mai mult și deja îți ridică un pic moralul și tu, o colegă, o încurajează pe cealaltă, cealaltă, pe cealaltă și tot așa și până la urmă devenim tot mai bune. Dar cum e în momentele în care vă ceartă antrenorii? Încerc să mă calmez, să-mi spun în mine orice am pe suflet, să nu comentez sau ceva, pentru că fac mai rău, ne enervăm amândoi și poate spunem lucruri care nu ar trebui zise. Mai bine lăsăm să se calmeze situația și trecem peste. Sigur, contează foarte mult această relație cu antrenorii și felul în care ei știu să ridice moralul. Dar bănuiesc că și familia contează foarte mult să fie acolo la momentul potrivit. Da, am noroc foarte mare cu mama mea, care știe cum este să pierzi un meci sau să te accidentezi
și știe ce cuvinte să spună în situația respectivă, dar totodată sunt susținută foarte bine și de sora mea, care este mult mai mare și mai matură ca mine și îmi poate spune ce ar trebui să fac. Așa cum te văd, ești foarte pasionată de basket. Mai ai timp și pentru altceva? Da, pot să spun că am o viață aproape normală ca restul prietenilor mei. Pot ies și eu la suc, la plimbări sau la pizza, deci pot ieși, nu mă distrage antrenamentul. Apropo de prieteni, probabil ai prieteni și în țară. Da, am prieteni foarte buni în țară, mai ales am în București și în Alexandria. Mă înțeleg foarte bine cu ei, chiar dacă nu mă văd tot timpul, dar momentul în care ne revedem este mult mai interesant, adică te vezi după o perioadă lungă de timp și aștepți momentul acela foarte mult. Păi, probabil comunicați prin telefon, prin internet sau nu e timp? Ba, este timp. Comunicăm la telefon, pe Skype uneori, Facebook, există. Cam cât timp îți petreci așa în fața calculatorului pe internet? Se pune și partea pe telefon, da? Internetul pe telefon, cam cât așa pe zi? Sincer, nu intru pe calculator deloc, dar pe telefon pot să zic că îmi petrec o mare parte a timpului, dar pot să rezist fără Facebook, chiar l-am avut zilele astea dezactivat, nu se pune problema. Da, e important să existe și acest Facebook. Te ajută, nu? Da, mă ajută foarte mult. Și plus că este și o modalitate de a stoca, e o parte din viața ta, nu? Acolo se găsesc imagini de la meciuri. Da, pe Facebook există, pot să postez poze atât din viața mea personală cât și de la meciuri și pot să vadă cei din țară, prietenii mei, familia, oricine. Și este un loc în care cei care te admiră și care te privesc ca un exemplu pot vedea direct ceea ce faci tu. Da, și îmi place foarte mult că după un meci sunt persoane care îmi scriu, îmi lasă un mesaj: hei, joci foarte bine basket, îmi place de tine. Asta apreciez foarte mult. Contează să știi că te susțin oameni care nu te cunosc până la urmă. Da. Mi-ai spus la un moment dat că ieși la pizza. Cum e cu regimul alimentar? E cazul sau nu la basket? Depinde de persoană. Adică eu dacă mănânc foarte mult seara, pot să spun că am probleme, dar sunt unele persoane care nu au această problemă. Efectiv, au arderile foarte bine și nu există așa probleme mari pentru ei. Contează pentru tine momentul acela în care ai o seară liniștită și poate vrei să ieși undeva, să mănânci ceva, să te relaxezi. Acel moment de relaxare contează? Da, contează, mai ales după un turneu, când ai avut meciuri foarte grele, simți nevoia aia de a ieși undeva și a mânca și a ieși cu prietenii să vorbești efectiv, să le povestești ce s-a întâmplat în orașul cu tare sau cu persoana respectivă sau așa. Ce îți propui să faci în această vară? În această vară vreau să merg la mare împreună cu familia mea, la prietena mea cea mai bună din Alexandria, să petrec o mare parte a timpului împreună cu echipa, cu prietenii la strand, la basket, să fac cât mai multe lucruri. Iar pentru viitorul îndepărtat, ce îți propui? Îmi propun să ajung cât mai departe cu basketul, să intru la facultatea la care îmi doresc să ajung și ca familia mea să fie lângă mine tot timpul. Trebuie să recunosc că te apreciez din toate punctele de vedere. Faci foarte bine ceea ce faci și mai știi să și vorbești despre asta. Contează! Mult succes în continuare! Mulțumesc frumos!